Bine ați venit balanțelor! Haideți să vedem ce avem pentru balanțe. Ce avem aici pentru balanțe? Oh! Da, este bine să arătați că iubiți persoana cealaltă. Nu ignorați persoana cealaltă. Prin orice gest pe care îl faceți, copiii. Posibil pentru voi să vă unească o relație cu copiii pe care îi aveți în jurul vostru sau pentru unii dintre voi este dorința de a avea copii. O cod dependență. Eu aș spune că încercați să luați controlul. Uh, sau poate este un tipar pe care mergeți. De foarte multe ori am, am întâlnit acest lucru. De ce? Da. Uh, aici va trebui să... Cred că va trebui pentru unii dintre voi să aveți o discuție sau mai bine zis vindecarea uh, a unor relații de familie. Pentru unii dintre voi este posibil să fie cu frații pentru că vă accentuează în același moment și viața sentimentală. Deci să știți că întotdeauna orice relație din jurul vostru sau felul în care luați energiile respective, întotdeauna o să vă aducă, o să vă afecteze în viața personală. Fie că vă place sau nu, dar asta este. Pentru că e poziția la care sunteți în fața celorlalți. Și e posibil ca acel ceva la care voi remarcați în continuare sau chiar o o spuneți, o afirmați, acel lucru se va întâmpla datorită afirmațiilor pe care voi le faceți. Și într-un fel sau altul, cred că vă tăiați singuri picioarele din, prin codependența aceasta. Deci e un fel de adicție a ceea ce într-adevăr eu vreau și acel lucru va fi. Acel lucru nu va fi exact în măsura în care voi îl vreți, pentru că altfel ar însemna ca toată lumea ceea ce își dorește să aibă. Diferă de la persoană la persoană, de la suflet la suflet, de fapt, prin ceea ce a acumulat sau ceea ce a făcut spre binele serviciului comun comunității sau atunci când a trăit sau trăiește acum. Deci, felul de a acționa aduce în același moment și ceea ce dorește să aibă acum. Deci, haideți să mergeți să vedem acum ce aveți. Un nou început, regele de cupe foarte multă dragoste, 4 de monede, 4 de bâte, un succes, dar asta înseamnă să știți să acumulați, să știți să fiți stabil pe ceea ce doriți voi să, să faceți. 4 de monede este o stabilitate financiară, dar pentru unii dintre voi este posibil să strângeți bani pentru acel succes. Vi se cere să nu cheltuiți pentru a încerca să faceți acest nou început. Nu veți avea de la bun început. Ba, din contră, este un fel de blocaj al banilor. Este ca și cum uh, nu ai chef de nimic, dorești să mergi să faci cumpărături, dar în momentul în care mergi la cumpărături înseamnă că vei cheltui bani. Dar banii aceia nu este neapărat, banii trebuie schimbați, puteți să cheltuiți, dar nu într-o măsură în care știi că ai de investit în altceva. Iar aici aveți justiția, deci voi. Voi sunteți cei în măsură în care să luați aceste decizii pentru că se repetă ceva dintr-o viață anterioară. E posibil cu un săgetător sau o speranță în a excela în ceva la care voi ați visat întotdeauna în cariera voastră. Cariera depinde într-adevăr de ceea ce vă place vouă. De ce? Pentru că aveți regele de cupe. Este o persoană, în primul rând, e posibil să fie prezența unei persoane în viața voastră care vă iubește enorm, sincer, dar este în același moment și creativitatea voastră. Dacă voi, într-adevăr, afacerea sau ceea ce faceți, ocupația voastră este de a face ceva care vă place, într-adevăr va merge mai departe, va avea un mare succes. Dar acel succes îl va avea în momentul în care voi știți să vă organizați. Și știți să, să comandați într-un fel bunurile pe care le luați materiale. Pentru că aici e un fel de o energie de foc în a cheltui și o energie de foc în a răspândi acea noutate. Dar justiția îți arată de fapt că este o karmă din ceea ce faci. E un fel de ți se arată că de fapt tu ești cel care decizi, dar în același moment vezi că acele două talere, dacă nu știi să comercializezi sau te duci numai pentru succes și nu numai și pentru ceva care nu ți se oferă mai mult, atunci vei pierde. E un fel de a învăța să să faci acel serviciu atât unui om obișnuit cât și unui om bogat. Felul acesta de energie este tu, 9 de bute, puțină răbdare, cu puțină răbdare vei, vei putea să ajungi acolo unde încerci să mergi pe acel nou început. Regele de cupe este asul de monede. Cu siguranță vei scoate bani din ceva creativ, din ceva care într-adevăr vei fi și sprijinit de persoana cealaltă. 4 de monede. 5 de băte, vei lupta foarte mult pentru a avea o situație financiară bună, e un concurs foarte strâns aici cu alte persoane, 4 de băte este un nou început, ceea ce vă spune că acest nou început pe care îl luați aici este într-adevăr, va merge mai departe cu o rezonanță foarte frumoasă și cu un succes. Pentru mulți dintre voi poate fi o legătură, poate fi o căsătorie cu cineva este felul de a spune să nu te mai împotrivești la ceea ce este natural, care vine în viața ta pentru că este cineva care va fi, îți va aduce un nou început în viața ta. Justiția tu din nou, deci ești persoana care hotărăști, deci nu se poate, ești persoana care hotărăști, se este ceva karmic aici. Chiar dacă tu nu vei lua o hotărâre, să știi că universul ți-o impune. Înscris, ca document. Deci, fără a vorbi. Deci, ești pus în fața... Uneori spunem că justiția este oarbă, exact cum spunem dragostea este oarbă, dar în același moment ni se spune că este un semn karmic, se întâmplă ceva. Pentru voi e posibil să se întâmple... La o schimbare de lună, când va fi o lună plină, dar este posibil, într-adevăr, să luați această decizie pentru că vi se impune într-un fel sau altul. Dar, în aceeași măsură, este uh, echilibrul vostru. Ceea ce există acum în viața voastră, vă face să fiți în echilibru. Atunci când sunteți singuri, dispare acel echilibru. Persoana cealaltă. Doi de spade. Uh, în momentul în care voi nu, uh, nu exprimați ceea ce iubiți, ceea ce faceți, persoana cealaltă este un pic uh, pierdută. Șase de spade. Uh, e un fel de mai bine uh, încerc să ies afară, să... Traversez orice, orice bagaj negativ pe care aș putea să-l să am în mintea mea, pentru că uh, nu doresc să pun piedică nimănui. Persoana cealaltă este o persoană foarte inteligentă, uh, deci ar fi cazul să ascultați acea persoană, dacă doriți, bineînțeles. 5 de monede. Nu este o persoană care strânge mulți banii. Nu este, deci, acceptă orice tip de, uh, haideți să zicem, uh, uh, concurs în a uh, investi banii respectiv. Deci, dacă voi propuneți să vă asociați sau să faceți ceva uh, foarte liber, se va gândi foarte bine și va investi. Nu, nu este o persoană care va ține de banii respectiv pentru simplu fapt că îi va aduna, dar nu va ajuta persoana cealaltă, nu vă va ajuta în, într-o asociere sau în ceva la care vă propuneți să o faceți. Persoana cealaltă are foarte multe frici în privința voastră, pentru că voi vă schimbați într-un fel sau altul energiile. Puteți, deci poate fi o persoană care fricile emoționale pot veni din interior cu acest câine domestic, pot din, veni din exterior cu lupul, cu câinele sălbatic. Deci e un fel de... nu știe unde să se propulseze, ce ar putea să facă în momentul în care voi veți decide acest lucru. Și încă o dată va fi la o schimbare de lună, pentru că o vedeți aici. Într-un fel sau altul, vi se arată că, într-adevăr, veți încerca să schimbați ceva. Deci, rela în relația respectivă și ceea ce vreți și fiți atenți pentru că magicianul aici, din, din cauza concursului pe care îl aveți cu cineva sau cu, alții, cu alte persoane care fac aceeași muncă ca și voi, e posibil să vă simțiți, să vă pierdeți în nuanța acelui ceva. Nu dați importanță. Pur și simplu nu dați importanță. Pentru a merge mai departe. Pentru că ideea este foarte bună. Dar ceea ce vă spun aici este să o puneți în practică și să munciți. Nimic mai mult. Și norocul ve va veni de la sine. Norocul va veni de la sine. Iar pentru voi acum, norocul vostru cred că stă prin munca pe care o depuneți. Oh veni, a venit un răspuns la ceea ce spuneam. Norocul vostru stă în împărăteasa este Venus, soarele, 9 de bute și șapte de săbi. Ceea ce îmi spune mie aici este că, de fapt, norocul vostru vine atunci când acceptați să nu mai fugiți din viața reală prin a vă eschiva prin alte tipuri de obligații. ci doar să vă să munciți, să mergeți până la capăt. Am senzația că pentru unii dintre voi ați făcut o planificare la ceva și nu a luat sfârșit acea planificare, dar cineva a pur și simplu a întors, este ca și cum nu mai, nu mai mergeți pe același drum sau v-a fost teamă că cineva vă va fura ideile sau genul acesta, dar voi de fapt v-ați eschivat din acea planificare. Deci a venit deja un răspuns foarte bun. Și pentru uh, unii împărăteasa este uh, nu numai, vedeți, <laughs> regele de bute, <laughs> ce aveam <laughs> de toate, Împărăteasa <laughs> pentru unii este, uh, reprezintă de fapt abundența în casă ca familie, copii, uh, financiar și sănătate. Și, bineînțeles, o viață mult mai bună. Deci, dacă vă schivați prin a avea o familie, prin a avea copii, prin a depăși aceste lucruri, înseamnă că este ceva la care vi se cere. Karmic vi se cere acest lucru. Va fi. Fie că vă place sau nu. Este ca și cum vi se spune acum într-o hartă astrologică că nu, veți, nu vă veți căsători niciodată, nu veți avea copii și hodoron tronc într-o săptămână voi vă căsătoriți. Este ceva la care vi se impune de la Univers. Persoana cealaltă, Marea Preotasă, are o intuiție extraordinar de bună. O claritate mentală iarăși foarte bună, deci este o persoană intuitivă, dar are și o claritate mentală foarte bună și în același moment vă aduce și pe voi cu picioarele pe pământ, chiar dacă asta este energia voastră, dar asta este etalarea persoanei respective. Două de, doi de săbii, e un fel de încearcă să nu ia o decizie, pentru că nu știe cum să ia decizia respectivă, încearcă să echilibreze cele două energii săgetător, deci posibil această persoană să fie un săgetător ascendent lună sau uh, soare și la bază avem 10 de monede. Persoana respectivă, de fapt, reprezintă norocul vostru. Deci dacă voi dați la o parte cea persoană din viața voastră, veți pierde. Cu alte cuvinte. Nu este numai împlinirea financiară, este împlinirea pe toate planurile. Vedeți? Vă arată. Este 10 de monede și 10 de cupe. Persoana respectivă știe foarte bine ce vă aduce. Deci în momentul în care voi nu aveți de lucru. Să zicem că voi nu aveți de lucru. Și voi vă întâlniți cu persoana respectivă. În momentul acela, dacă vă ocupați cu orice tip de muncă, da? Cu orice tip de muncă. În momentul în care sunteți cu persoana respectivă, nu puteți să discutați sau să aveți o conversație romantică pentru că vă sună să, știu eu, să faceți ceva la locul de muncă sau să ajutați persoanele respective cu ceva, bineînțeles, în favoarea unei sume. Deci, în momentul în care voi sunteți cu acea persoană, voi, de fapt, deveniți norocoși și atrageți bunăstare. Deci voi deveniți norocoși prin prezența acestei persoane. Iar persoana respectivă este un foarte bun căutător, foarte bun analitic și foarte clar. Trei de cupe. Întotdeauna vă aduce prin intuitivitate și prin ideile pe care vi le dă să știți că vă aduce o situație financiară foarte bună. Are niște idei extraordinare și mai ales pentru momentul atunci când le pune. 3 de bute. Vedeți ce v-am spus? Vine organizat. Organizat, organizată. Deci nu mă interesează care este vibrația. În viața voastră este o persoană organizată și vă spune exact la subiect. Doi de spade. Ce vrea să ne spună? Vrea să pună în sfârșit din ceva care nu... Vrea să ia o decizie, să pună în sfârșit în ceva care... Uh, nu își are rostul. Nu se mai muncește. Nu, nu mai este extins. Uh, echilibrul și 5 de monede. Problema este problema banilor atunci când cheltuim fără măsură. 10 de monede, un nou început. Veți investi acei bani în ceva în care într-adevăr să fie un nou început pentru voi. Voi ca de obicei, încercați să vă țineți echilibrul, dar ar fi bine să ascultați părerile și nu numai să le ascultați, să luați, să, să, faceți ceva din acele păreri. Pentru că pentru a arăta că mă gândesc, înseamnă că vei face ceea ce este în mintea ta și nu în mintea celuilalt sau pur și simplu nu vei lua sfatul respectiv. Voi. Nu este un un a, început care, într-adevăr, să vă scoată cele 10 de monede, dar este un început promițător, pentru că începe să meargă ceea ce de fapt realizați că este foarte clar că va merge. Da, într-adevăr, aveți o mare, a, cum să zicem, a, iubiți persoana respectivă și vă simțiți... Uh, slab, în, slab în fața unei, uh, unei astfel de persoane. De ce? Pentru că aveți o atracție deosebită spre această persoană, dar nu arătați. Nu arătați în măsura în care persoana respectivă o arată. Pasiunea pe care o aveți este extraordinară și sunteți ambii la rangul de regi, deci sunteți oameni maturi deci deja ați trecut peste acel ceva și mai ales aici când ajungeți la uh, la această energie vreau să știți că energiile uh, regilor încep de la vârsta de uh, 46 la femei 42 la bărbați dar uh, în general dacă este vorba despre un bărbat atunci înseamnă că ceea ce nu a făcut până acum sau este la o vârstă de 32 de ani și 7 luni, înainte de 33. Asta înseamnă că în momentul în care va lua o decizie e, foarte bună de a e, face o afacere, ceva, va trebui să se gândească foarte bine pentru că nu mai are altă oportunitate până la 42. Deci vreau să înțelegeți că sunt lucruri care în viața de zi cu zi, nu numai astrologic, uh, sunt niște trepte de vârstă la care puteți să luați și este valabil pentru toată lumea, este vârsta 33, 42, 47, 60. Deci dacă n-ai luat acea maturitatea, cea energie, cel ceva la care vrei să mergi mai departe, de la, de la 33, ai întârziat, mergi la 42. La 42, de la 42 n-ai mai făcut merge la 47, următoarea va fi numai la 60. Și până ajungem la 60 să vedem, că dacă până la 60 încep să te bulbi între doctor sau să te îmbolnăvești sau să faci cu totul altceva, atunci nu va merge mai departe. Dar vârsta 42 la bărbați este una dintre cele mai frumoase, deci este un fel de atunci îți a doua șansă, să-i zice, dacă nu este la 33. De nu știu de ce mi-a venit acum lucrul acesta, dar vreau să știți lucrurile. Iar pentru femei 42 este, de fapt, 46. Este o diferență de ani între deci vreau să fiu foarte corectă aici pentru că aici se vor lua niște decizii. Și deciziile acelea depind la cât de mult încercați și vă și mergeți și vă conectați. Pentru că aici persoana cealaltă, voi de fapt, nu persoana cealaltă, persoana cealaltă încearcă un nou început, iar voi aici încă mai aveți niște divergențe vreau să văd de ce le aveți aceste divergențe. Pentru ce vă luptați? Pentru că doriți să învingeți, dar dacă doriți să învingeți, înseamnă că va trebui să colaborați. Va trebui să colaborați dacă vreți acel succes cu persoana respectivă, va trebui să colaborați pentru că Persoana respectivă, șase de bute, șase de cupe, este combinația inimilor. Și judecata este un fel de a vă trezi la realitate, că nu faceți lucrurile singuri, lucrurile devin, să zicem, lucrați atunci când lucrați într-o atmosferă bună. Să zicem că voi luați toate deciziile respective, voi vă organizați munca, voi, dar dacă energia pe care o aveți voi în jurul vostru nu este o energie bună, deci aveți un partener care vă certați în fiecare zi. Acest lucru va duce la pierderea acestor 10 de monede până la o uh, pierdere a locului de muncă, pierderea a orice doriți, ce aveți voi. Dacă în momentul în care voi aveți energia respectivă, o energie extraordinar, uh, extraordinar de frumoasă, de iubire, deci un Venus exaltat, asta înseamnă că tot ceea ce dăruiți voi, șasele de cupe, o dăruiți din toată inima și că felul de a respecta persoana respectivă sunteți voi respectați. Deci oglindirea voastră este prin persoana respectivă și judecata asta vă aduce. Deci ceea ce faci, ți se oglindește. Mai ales că voi sunteți viceversa pentru că aveți, voi sunteți ascendenți în balanță și față în față sunteți cu bărbeci. Este normal ca tu să fii văzut. Deci, tu, în societate sau tot ceea ce faci, să fii văzut prin prezența acelei persoane care stă în fața ta. Deci cam asta ar fi pentru voi. Sperând din toată inima să aveți un succes în ceea ce aveți aici pentru că această combinație cu siguranță vă aduce un succes. Și ceea ce am aici prin a vindeca niște relații de familie, Va trebui să aibă loc aceste vindecări, fie că sunt cu părinții, cu mamă, cu tată, pentru unii poate fi mama. Va trebui sau am senzația că poate fi mama de pe tată, un fel de bunica. Deci, voi va trebui să faceți acest lucru. De ce? Dacă a trecut peste partea cealaltă. Deci, a plecat din această viață. E un fel de a aduce un omagiu acelei persoane. De ce? Pentru că toți suntem o energie. Și ideile și tot ceea ce vine în viața ta, fie că ești creștin, fie că ești musulman, ateu, spune-i cum vrei, vin prin străstrămoșii tăi. Fie că îți place sau nu. Cu acestea fiind, la revedere, numai bine.